Gata, oameni buni, a doua oră de selectiv. V-am spus deja, știți cine vine, e invitat greu, fraților, vă spun sincer. A venit cu live-uri, cu telefoane, cu alea, e greu să-l țin loc, să-l ții pe scaun, dar l-am adus aici. Asta că tot se dă de multe ori lovit, zice că nu-l invită presa. Uite că azi a fost. Și e și acum la mine, o vedea. Acum dacă are reclamații să le lase când pleacă la 23. Până atunci îl ținem alături de noi pe George Simion. Bună seara, domnule Simion. Bună seara, bine v-am găsit. Președintele Aur, până să mă duc și eu să mă așez la mine acolo să începem confruntarea. Aveți acolo și telefoane, vă sunteți și pe live, pe Facebook, pe TikTok, pe toate. Am aici instrumentul cu care am intrat în Parlament și cu care comunic cu cei mai fideli susținători. Noi așa am reușit, ținând legătura directă cu oamenii, vorbind, explicându-i, convingându-i, pentru că lehamita față de politică e mare. Și puțini ar mai fi avut încredere să pună ștampila pe un partid politic. Pe noi ne-au votat aproximativ 600.000 de oameni în 2020. Sperăm să triplăm această cifră la alegerile naționale. De Zuckerberg să trăiască, că v-a ținut în viață când aveați momente grele, nu? Facebook și TikTok. A fost Zuckerberg, acum suntem și pe TikTok la și deci sau vă țin la și chinezii știe, în cine știe, da, introducem cu Putin, vă ajung și la Putin, vă ține și ăla cu Telegramul, cu ce vă ținem acolo pe avem platformă? Și Telegram, avem aveți, un canal, nu? Dezvoltat, jucăm pe tot terenul și mulțumim că ajungem și noi la B1 TV, iată prin invitația dumneavoastră. Păi noi sunteți mai tot timpul, săptămâna trecută la fel, a fost bine pe telefon că am avut, era un subiect, vă viza, v-am dat dreptul la cuvânt. Au fost cazuri, dar nu trebuie să ne victimizăm acum din orice, dar au fost cazuri când am cerut dreptul la replică și nu ni s-au dat, de asta apreciez faptul că ne-ați invitat. Niciodată aici cine vrea să dea un drept la replică să-l dea. Domnul Simion, haideți să clarificăm puțin, că bun, la device-uri, la astea stați bine, acolo aveți de toate, dar să clarific... Am 37 de ani, e bine, să clarific pe cine l-am în studio sau pe cine, cât îl mai am în postura, mai sunteți președinte la aur? Că am văzut că sunteți pe Făraș, că gata, v-ați schimbat târziu, v-ați schimbat, nu știu, Lulea sau cine vă... Mai sunteți? Sunt foarte mulți care îmi poartă sâmbetele, dar nu din interiorul partidului. Sunt foarte mulți care anunță bucuroși că a scos aur doar 500 de oameni în stradă la București și 200 la Timișoara și ăsta e semn clar al decăderii noastre. În toată țara am organizat proteste în fața sediilor PSD, am avut peste 10.000 de oameni, proiectul nostru politic este unul de viitor, nu... moare așa cum ar dori unii și alții. Nu știu pentru ce se dorește moartea noastră, să revină USR-ul. Înțelegem că noi suntem de vină, că nu este foarte activ USR-ul și că suntem noi foarte vocali și acoperim pe cei de la deci USR. Deci ce îmi spuneți dumneavoastră este că e armonie în interiorul partidului, vă înțelegeți cu toți, nu vă vrea nimeni locul, nu vă trage nimeni preșul de sub picioare. De la înființare, da? Încoace asta a fost situația cu a noastră conducere, suntem prieteni între noi, ne știm de ani buni înainte de a fonda aur și nu avem neliniști din astea bine, metafizice. Aur multă vreme a fost și încă mai este partidul George Simion. Cam toți așa îl văd. Ceilalți au crescut greu la umbra dumneavoastră, ca să zic așa. Sigur că ușor și... asta este reflexul în România, să te uiți după lider, să te uiți după președinte, dar avem oameni valoroși și ni se alătură proiectului acesta politic din ce în ce mai mulți oameni valoroși. E cazul lui Gheorghe Piperea, care a venit în aur și anul acesta, asta vreau să arăt, dacă mi se dă ocazia, oameni și proiecte, soluții. Asta cu oamenii care se alătură, poate o spuneți dumneavoastră, dar văd că aveți și probleme de efective în partid. Sigur că avem. Da, la Călăraș, ca să le amintim telespectatorilor, la Călăraș, celebrul domn Coarnă v-a lăsat fără organizație sau fără așa parte zice din ea. Da. Noi am pe la Mehedinți, prietenul dumneavoastră Virgil Popescu v-a luat și la vreo 7, 10, 15 organizații. Susține că ne-a luat 15 organizații. De fapt, l-a luat pe un rătăcit care nu a adus plus valoare în funcția de președinte. Păi da, dar rătăcitul ăla nu l-a spus dumneavoastră sau conducerea ba acolo? Da. Adică nu s-a rătăcit pe acolo. Să lucrezi cu oamenii este cel mai greu lucru. E logic că unii vor confirma și alții, după ce li s-a dat 2 luni, 3 luni, 6 luni, odată ce nu confirmă, sunt retrogradați, ca să zic așa, în ierarhia de partid. Cei care sunt retrogradați țipă ca în gură de șarpe. Aoleu, ce am făcut? Am muncit. Dar ai dovedit? Ia să vedem. Păi tu dacă, tu membru aur, să te duci la cel... după care eu strigam hoțul Virgil și să te înscrii la el în partid,
cam câtă maturitate politică, dar mă uit în partea cealaltă. Bun, și atunci a fost o lucrătură de la început sau s-a regăsit ăla cu PNL-ul sau cu altceva? Sau... Nu știți, de-a lungul vremii, conducătorii României care au reușit performanțe în anumite zone au ajuns să fie trădați. Acum vă imaginați că noi în partid nu avem trădători, avem trădători, avem traseiști, avem oameni veniți ca să se căpătuiască. Încercăm să le zicem tuturor, aici vii să muncești pentru țară, nu vii să iei pentru tine. Unii au impresia că îi iau la mișto, că glumesc cu ei, că nu zice așa, doar din interes electoral. Noi aplicăm chestiunea asta. Cam 95% dintre implanturile care vin din alte partide nu confirmă. Eu sunt bucuros și de aia 5%, că oameni buni găsești foarte, foarte greu. Eu așa am construit această mișcare politică. Da, totuși, om, domnul Simeon, hai să nu trecem așa ușor. Deci, parcă toți la un semn așa. Deci, v-am spus, Călărașul, Coarnă. De acord. Știți ce s-a întâmplat? Hai, ziceți-mi, două vorbești de Coarnă. I-a retras. Nu, că au fost mai multe județe. Timișoara a plecat unul președinte. Unul pe la Buzău, unul pe la Mehedinți. Au primit ordin de retragere. Ca să adică creeze... să spuneți că ați avut niște cozi de topor băgate special și mai în organizații, da. Unii sunt care ați spus, când vă apăsăm, vă da. Cărați? Și când am făcut proteste în fața PSD-ului, la un semn deschise calea. Uh-huh. Și au plecat. Nu e nicio problemă, mare pagubă. Cum au venit așa, au plecat. Nu bun, ne afectează. Oamenii aia bănuiesc că au construit o logistică în 3 luni, în 6 luni, în turnan, de când sunt în partid în județul ăla, nu? Ceea ce acuză și suntem acuzați, o dictatură acolo, noi avem grijă ca logistica să fie la noi, ca să nu pățim mișcarea Nicuș Ordan din politica românească, ca să nu care vină... Care e asta, Nicuș Ordan? Mă faceți curios. Să care nu vină sunt? Niște băieți deștepți, niște băieți trimiși, ca să preia partidul și să deturneze scopul pentru care a fost înființat. Nicuș Ordan a pățit așa cu USR-ul, la urmă păi se au luat partidul întâmpla. Și acum e primarul capitalei. Poate vă fac și dumneavoastră mai la fel, vă trag două, trei organizații, eu ajungeți mai sus. Președinte sau altceva. Asta e metoda, păi înseamnă că nu e rău asta și e o metodă bună. Eu nu o să las aurul tuturor ageamiilor care să îl transforme într-un partid cum frecventabil, maleabil, cu care se poate ajunge la o formă de dialog. Eu stau să dialoghez cu toată lumea. Cred că am dialogat față în față cu toți liderii de partid, toți liderii politici din România. N-am dialogat cu liderii diferitelor servicii. Dar cu liderii politici mi se pare normal să dialoghezi, dar nu mi se pare normal să îngenunchezi nici în fața ăstora interni, nici în fața celor externi. Deci ca să concluzionăm, răspunsul lui George Simion la aceste plecări este erau cozi de topor băgate probabil în partid mai care sunt. La ordin au plecat. Mai sunt. Asta spuneți dumneavoastră. Sunt știri întregi acum în... M-am spus, am făcut și eu, nu știu, când am venit la dumneavoastră... Timișoara, Ozvidiu Sime, președinte... Deci, sunt vreo 5-6 organizații. Da, domnul respectiv era ginerele lui Pavel Cașai. Pavel Cașai, un PSD-ist notoriu. Noi știam, am zis, hai că poate nu s-o înțelege bine cu socrul, nu știu. Acum o știe. Deci noastră știați că ei au apropieri de da, PSD. Și-i monitorizam. Și i-ați luat ca să-i monitorizați. Și să-i punem la treabă. Și nu prea le-a plăcut să muncească. La puțini oameni în țara noastră. Mă rog, asta mi-e greu să eu nu... Nu o digera așa ușor, dar mă rog, poate așa a fost managementul. Dar pe ceilalți, că aici știu că nu vă place subiectul, dar trebuie să-l ating. Dar pe ceilalți pe care i-ați luat dumneavoastră direct cu carnet de membru și i-ați înrolat ori în AUR direct, ori în partidele satelite ale AUR... O să iau în continuare, mai ales dacă a făcut Virgil sistemul ăsta, a mințit că a luat 15 organizații de la Mehedinți, eu le-am promis așa, la fiecare om pe care ni-l iau ei, eu o să iau 2. Și până acum a ținut, o să pregătesc pentru săptămâna viitoare ca să-i mai liniștesc cu comasarea asta. O să le pregătesc niște consilieri municipali, județeni, primari și viceprimari de la PNL, ăia care nu vor să bată palma cu PSD-ul, vor veni la AUR. Dar știți AUR. Că prin asta încurajați traseismul politic, o activitate știu, urâtă, profund de știu foarte și aveți români. Dreptate, urăsc eu acest lucru. Dar suntem în anul 2024, regulile astea sunt, regulile politicii. Când intri în ringul de box, întreb care sunt regulile. Ai voie să dai uppercut? Ai voie. Ăla îți dă? Da. Are voie să te muște de ureche? Nu. Are voie, dar dacă te mușcă și nu te vede arbitru, asta e.
Știți, bun, deci acum mușcați de ureche pe cine mușcați? Mușcați PSD și mușcați PNL și mușcați și pe la USR. Am văzut, aveți și un userist luat. De exemplu, care userist? Nu știu. Andrei Postic a venit până la urmă? Gheba l-am luat. Da. Eu l-am luat pe Antoniu Andrușceac. În, a, și el are un mic trecut useris, corect. Nu că mic trecut, el a fost vicepreședinte USR și a fost candidatul lor la sectorul 4. Eu, când am pornit acest proiect politic, am făcut un apel. Toți oamenii care au cei patru piloni în comun cu noi, cei patru piloni ai aur, națiune, familie, credință, libertate, sunt bineveniți aici. Până în 2020 nu exista aur. E datoria mea să aduc în aur toți oamenii buni. Dar nu o să îl vedeți cum vehicula unii pe Victor Ponta în aur, nu o să-l vedeți pe Călin Popescu Tăricianu în aur, nu o să-l vedeți pe Liviu Dragnea în aur, nu o să-l vedeți pe Liviu Marian Pop în aur, nu o să îl vedeți pe Traian Băsescu, pe Eugen Tomac, pe cei care au condus... Totuși, insist, domnul Simion, aveți deputați, foști deputați. Da. Adică ăia care ridicau mâna, cum le spunea liderul. Aveți foști primari, care au făcut orașul praf. Nu. Aveți foști miniștri. Atenție. Din garniturile unor partide de cei genul ăsta. Cei care vin și mi-au parlamentari din cei pe care i-a avut aur, pentru că lumea s-a dus să voteze aur, nu s-a dus să voteze pe unul sau pe altul. A pus ștampila pe proiectul aur. Și dacă îmi iau un parlamentar, primar și așa mai departe, eu o să le iau doi, pentru că astea sunt regulile jocului. Când ajung la putere, dau acea lege împotriva traseismului politic care trebuie dată. Bă, omul te votează la aur, sau poate lumea e masochistă și votează în continuare PSD și PNL, rămâi, bă, ori da, rămâi la PSD, PNL, ori pleci. Chestia asta pe care mă zinezi, o să iau doi sau o să iau unul la doi. Da, unul la... eu sunt un unde sunt undeva într-un galantar și cum trecem pe piața obor, ia vină mă, ia și exact, tu vină cu așa, exact, sau cum... așa funcționează. Asta e politica în care am intrat. Adică eu am intrat într-o așa arenă. Așa coadă la poarta aur de vor să vină toți, ia mă și pe mine, sunt fost PSD, sunt fost PNL. Da, rupușile chiar. Și eu le spun, poftiți aici, la noi se muncește. 95% pleacă după prima lună în care văd că la noi chiar știți se muncește. Că după ce îi luați, o să trească să le dați și locuri, că e asta, vor locuri, dar eligibile. Nu trebuie. Doar nu vin să dea cu mătura pe acolo, pe la partid. De data asta am de unde alege, domnul Dan Bucura. În 2020 n-am avut. Și vă promit, ca o premieră în scena politică, odată că îi trec la detectorul de minciuni, și la noi se trece foarte greu de colega mea, Ramona Lovin, întoarsă din Italia și implicată în proiectul AUR de la început, care organizează interviurile pentru candidaturi. Și ce pot eu să vă promit? Și dumneavoastră știu că sunteți un jurnalist cu experiență. În primul rând, rămân aici toate promisiunile, le tăiem și le dăm la momentul oportun. Este că foarte puțini din cei actuali o să mai rămână pe funcții, pentru că eu aștept oameni precum profesorul Dulcan, precum Dan Puric, precum Petrișor Peiu, oameni care s-au ferit până acum de politică, să facă pasul. Și dacă nu vor avea din partea mea, ca președinte al Partidului Aur, ca girant al unui contract de încredere, dacă nu vor avea această ocazie, și o să țin tot felul de foști PSD-și, peneliști în jurul meu, înseamnă că ea o să mă trădeze tot așa, la un semn, cum ies ăștia din partid acum când i-am pus să protesteze în fața PSD. Vă scriu noastră urmăritori, îmi scriu și ei mei, că suntem cu live-urile astea. La Buzău aveți o înțelegere cu Ciolacu pentru non-combat, fiind județul lui... Nu, la Buzău a încercat un domn să vină, mai corpulent așa, un domn Mocanu. Fiul fostului domnul Mocanu, din câte știu, este președintele PNL Buzău. Da, l-am respins și a venit cu, l-a luat acum pe fostul, pe fiul, că sunt mai fii și așa, pe fiul prefectei de Buzău, tot de-a lui Ciolacu, Ichim îl cheam. Noi la Buzău avem o doamnă care n-a mai făcut politică, pe care o știu din activitățile unioniste, doamna Elena Năstăsoiu, și ca garanție că lucrurile merg bine, l-a mai trimis pe Valentin Roman, cel care făcea proiecte pentru istoria românilor. Deci, practic, nu e că e non-combat, spuneți dumneavoastră, ci că n-aveți o garnitură cu care să vă bateți efectiv. Nu, avem, și doamna Elena Năstăsoiu cred că o să reprezinte un vârf de lance. Pentru garanția mea am trimis și un vicepreședinte al partidului. Ce să aveți? Că mi-a zis, a venit ăla care a fost... Acum e PNL, a fost... Au venit, dar i-am trimis la plimbare pe aceste fosile și pe copiilor.
Cam ăsta e cazul în toate județele țării, pentru că odată ei caută să se agațe de fiecare proiect politic. Au venit toți PMP-iști, ăsta de la Bistrița, care e secretar general la Tomac, Simionca, și nu mai știa cum să facă, hai, pune-mă. Au venit foarte, foarte mulți. Și eu am zis, mă, nu vă dau nicio funcție. Și puteți să verificați că nu le-am dat nicio funcție. Unii dintre ei au mai intrat la partide aliate nouă în Alianța AUR. Președinții acelor partide știu de la mine personal că nu merge. Eu simt ca să terminăm, că vreau, am alte am subiecte interesante, multe, multe, de dar eu am o listă aici cu vreo 12 transferuri de astea notorii. Și probabil că o să mai pun, dacă ziceți că câte unul la fie, doi la fiecare și așa mai departe. Vă aștept, cum ați promis, pe dumneavoastră, cu lista celor cernuți, ca să-i tăiem de aici. Nu știu, domne, am tăiat eu 20 din 30. Eu am tot, da, de acord, să facem chestiunea asta. Eu am tot interesul să aduc oameni valoroși și cine se uită la lista de europarlamentari AUR poate vedea o diferență substanțială. Am avut un discurs, unii l-au catalogat suburban la Călăraș sâmbătă. La Călăraș, unde am avut, apropo, o sală arhiplină și omul care a plecat de la noi, domnul Coarnă, a avut 18 oameni într-un fel de contraședință, contramanifestație. Și am spus așa, pe cine trimitem la Bruxelles? Am spus moși libidinoși care hărțuiesc sexual consiliere parlamentare. E un caz vestit, nu dau nume acum, nu facem acuzații, mai ales că puteți primi amenzi de la CNA. Mai ales pentru ce nu avem probe, chiar vă rog să nu intrăm în zona asta. Dar există chestii de notorietate. Mai există pe cealaltă parte Rareș Bogdan, care tăia pensiile speciale în 30 de zile. Asta a fost promisiunea pentru care a ajuns europarlamentar. Explică omul că le-a tăiat de vreo 3-4 ori și că le-a pus la loc Curtea Constituțională. Cred că avem o Curte Constituțională care este cea mai servilă intereselor puterii de când acest USL 2.0 s-a înființat. Sau probabil a continuat, că nu s-au certat niciodată PSD-ul cu PNL-ul. Doar mimau unii de stânga și unii... Deci dacă ajungeți la putere, schimbați legea Curții Constituționale, asta am înțeleg. Este în programul nostru de guvernare ca judecătorii Curții Constituționale să fie aleși, pe model american, direct de către români. Prin alegeri, nu numiți de către niște reprezentanți eminamente politici, fie că vorbim de Senat, Camera Deputaților, președintele României. La fel dorim, unii au spus, AUR reînființează tribunalele poporului, dorim reînființarea curților cu jurați, pe model american, este și în Franța anumite cazuri penale. Am avut această tradiție în perioada interbelică în România. Trebuie să democratizăm cât mai mult societatea românească, implicând cetățenii în decizii care țin de buna funcționare. Noi ne ducem odată la 4 ani la vot, de referendumuri ne batem joc, că nu au fost consultative, nu trecem la 300 de parlamentari. Și alte piedici în calea democratizării țării. De exemplu, alegerea primarilor în 2 tururi. Avem singurul proiect care e pe masa Camerei Deputaților, nu este votat. Din ce în ce mai puțină democrație în țara noastră, care nu are o tradiție democratică. Doar 33 de ani și vedem lucruri care scârție din ce în ce mai mult și vedem acest proiect de comasare al alegerilor. Aici vreau să ajung și eu. Care este o nouă mineriadă, practic. Asta este... Care e problema, domnul Simion? De ce atâta supărare? Că trimitem pe români doar de 3 ori, zic și eu, sau de 4 ori la vot în loc de 5. Ei vor să-i trimită de 2 ori pentru următorii 10 ani, că vin cu un proiect, un deceniu de stabilitate, așa spun ei, adică PSD și PNL împreună. Păi și ce rău? Adică dacă românul care, să spunem, uite, rămâne în logică, care vă apreciază și vă vrea pe dumneavoastră, da, merge doar de 3 ori, să spunem, în loc de 5. Așa. Îl încurcă cu ceva să vă aprecieze de 3 ori? Mecanismele democratice... Primarii nu au cum să-și încheie mandatele mai repede. Trebuie să și le încheie la sfârșit de septembrie. Păi, ei și le-ar fi încheiat acum, erau la limită, dacă nu era acea nenorocire numită pandemie. Au preluat mandatul la sfârșit de septembrie, îl predau la sfârșit de septembrie. Ei vor să comaseze din
pur interes electoral și să dea foc la țară, să creeze haos în administrație. O să avem un primar în funcție și un primar ales timp de 4 luni aproape. Adică știți pe 9 iunie, și, teoretic, conform acestei variante de comasări, se alege un nou primar în localitățile unde se alege, că deja vor să aibă candidați unici, și își preia mandatul prin modificarea codului administrativ de-abia la sfârșitul lunii septembrie. De ce fac ei lucrul ăsta? Dacă AUR era la 20-22%, cum spunea un sondaj, care era amenințarea? Eu cred că în sondajele are, în măsurătorile reale, Marcel Ciolacu chiar s-ar putea să-și dea demisia în urma promisiunii pe care a făcut-o, că dacă îl bate Simion la europarlamentare, pleacă din funcția de președinte al PSD. A apărut această disperare. Probabil consilierii lui și-au pus mâna în cap când a văzut ce a declarat. E, de dragul menținerii lui Marcel și al lui Nicu ca președinți de partid, au făcut acest proiect halucinant absolut. Mai departe, se gândesc să pună ei turul 2 de alegeri prezidențiale deodată cu parlamentarele, tot așa pentru a favoriza PSD-ul și PNL-ul într-o luptă care ar trebui să fie egală. Și fiecare tip de alegere cu specificul ei. Păi discuți și teme europene și teme locale. Să știți că asta cu dacă aia arată cum primarii, vă dau dreptate, mai înțeleg că e cumva ciudată reducerea, asta la altă cu suprapunerea temelor, nu suntem o țară cobai. Sunt țări europene care fac această comasare. Deci și ei o fac. Nu. Și sunt țări în care noi ne uităm, la care noi ne uităm cu jind. Sunt niște țări unde există această tradiție și unde oamenii nu au 5 buletine de vot, că ai Consiliul Local, Primărie, Consiliul Județean, Președinte de Consiliul Județean. Au altă organizare administrativă, e adevărat. Așa. Dar nu se fac în toate regiunile. De exemplu, în Irlanda se fac niște alegeri regionale și nu au o curte constituțională care a decis deja. Doamna Gorghiu, ministrul justiției, a depus o cerere de neconstituționalitate. Curtea Constituțională s-a pronunțat deja în 2012 că nu poți comasa tipurile acestea de alegeri. Și atunci de ce revii acum în postura de ministru al justiției în funcție? Și mai e domnul Tudose, domnul Neacșu. Păi ei practic sunt complici la călcarea în picioare a Constituției. Vreau să vă spun ce e mai grav. Avem oameni care l-au văzut pe Marian Neacșu la Florin Iordache, la Consiliul Legislativ, care mai departe au mers la Curtea Constituțională. Au vorbit cu judecătorii Curții Constituționale, cumva să se antepronunțe, cumva să fie sigur pe votul lor, că atunci când ajungem cu contestația la judecătorii Curții Constituționale, ei deja să aibă răspunsul. Ei se gândesc că vor îngenunchea AUR și vor îngenunchea opoziția, pentru că în momentul ăsta eu nu am interese diferite față de USR. Să ajungem în fața urnelor și oamenii o să zică cine să-i conducă 4 ani, 5 ani de acum înainte, în niciun caz 10 ani. E, Curtea Constituțională, dacă deja s-a vorbit cu judecătorii, cu fiecare în parte, este un atac la siguranța națională și un atac la Constituția României și la separația puterilor. Acum eu spune cu câinele lui Pavlov, a zis opoziție, zic, hop, stai să ne mutăm, acum m-am mutat aici. Esența oricărui partid politic, da, în principiu, este să ajungă la butoanele guvernării. Așa, da. Asta, da. Suntem astăzi de acord și haideți să nu cădem în ridicol că nu veți avea o majoritate de 50% la parlamentarele românești. Depinde ce fel de comasări vor fi. Da. Bun, știu discuția, mi-ați mai spus-o și la alte emisiuni, că o să luați poate și... Da, e posibil, e foarte probabil să nu luați și atunci să aveți nevoie de o alianță, de niște partide cu care să faceți acel 50 plus 1%. Da. Văd o poziție că de la ea am plecat ușor spartă, ușor confuză, ușor belicoasă între ea. Da, adică, da. Bun, ajungeți la aproape de acele butoane de care am vorbit. Cu corect. Cine intrați în hora respectivă? Cu orice partid care nu a mai luat parte la guvernare. Asta este principiul AUR. Eu mă mulțumesc din punctul de vedere... Păi e clar, gata, SOS România, ați nominalizat-o. Doamna Șoșoacă, acum cred că tropă e de bucurie. Mai departe? Da, bine. Păi nu știu, zic, bine zis tropă. O să fie mai multe partide în viitorul Parlament. În fiecare an au fost partide noi
în fiecare legislatură. Nu vrem să ne asociem cu PSD. Dumneavoastră spuneți că o să fie mai multe partide noi care vor face pragul de 5% în afară de opinia doamna Șoșoacă. Opinia mea și văzând studii, văzând ce zic oamenii, această alianță, dacă se formează între trei partide, că nu s-a înființat până acum... Domnul Simion, rescrieți sondajele și mă surprinde. Care dați-mi sondaje? Și mie două exemple. Domnul Bucura. Dați-mi două partide noi, domnule. Domnul Bucura, sondajele acestea la care vă uitați dumneavoastră sunt de fapt niște fabricații. Le contez de 25 de ani de când fac presă, știu cum funcționează și o spun. Ei ne dădeau la 1-2% și la 10%, domnul Bucura. Dar vă provoc, vă dau posibilitatea. Dați-mi două partide de care dumneavoastră spuneți că vor intra, vor face 5% ăla, altele decât doamna Șoșoacă. Partidul domnului Florin Călinescu, care a devenit din ce în ce mai vocal, un partid pe zona USR-ului, pentru că USR-ul nu o să mai intre în viitorul parlament. Care revine reperul lui Cioroș, care e pe zona USR? Nu știu care dintre ele, nici nu urmăresc prea mult acea scenă, dar există 10-15% un electorat din ăsta, cum să zic, pro-Ucraina, pro-Uniunea Europeană, pentru mai multă putere la Bruxelles în defavoarea puterii de la București. Eu sunt pentru o Uniune Europeană în care să primeze Europa națiunilor și pentru suveranitate națională. Nu sunt de acord cu cedarea atributelor suveranității la Bruxelles. Da, bine, Alexandru ne pune în oal partidele mici. Da, ăsta e Partidul Republican, Alex, cred. Avem mai multe partide mai mic, în micuț. Nu știu cine e în mijloc acolo. E domnul băiatul Rutinu sau cine, cred că nu, sau seamănă, nu știu. În fine, avem și partidul Iucinu. Domnului Cristian Terheș în Alianța Aur. Noi așa am gândit pentru o multitudine de opinii. Nu tuturor le place de George Simion. Și e normal. Până la urmă, la felul în care am fost portretizat eu, extremist, șef de galerie, putinist, n-am muncit o zi în viața lui și fel de marote de acest gen, aș înțelege de ce multora le displace George Simion și Aur. Deci asta vreau să le zic că sunt minciuni. O declarație minciun. Foarte fermă, încă o dată. Nu vor intra într-o viitoare alianță cu noastră la guvernare nici unii care au fost acolo, da? Da. Nici măcar un pic, cum a fost USR-ul. Un an, doi, un an, nimic. Noi vrem primul loc și alegerea președintelui propus de Aur. Dacă nu, rămânem în opoziție. Bun. În spațiu public, în ultima vreme, ați avut și niște experiențe neplăcute. Și aici eu aș aminti, odată, când v-ați dus la meeting-ul transportatorilor, când v-au mai luat unii cu HUO, cu... E normal. Ei cu așa? Când mergi la o mulțime, e normal unii să te aplaude, unii să te înjure. Regretați astăzi că v-ați dus acolo la meeting-ul respectiv? Sau că... Cred că a fost o greșeală. Eu fac greșeli, e normal, la greșie omenește. Dar aduceți-vă aminte că eu am luat vopsea în față de la un simpatizant USR, la Iași, și n-am stat să bocez, n-am stat să plâng. E normal, când te duci printre oameni, pățești și lucruri de genul ăsta. Acum nu suntem domnișoare de pensiuni să ne fie frică, să ne impresioneze. Aici nu vorbim de frică, dar cred că trebuie vorbit în beneficii electorale. Nu v-a prit sau nu v-a prit? V-a dus un beneficiu electoral că v-ați dus la meeting-ul că m-am agricultorilor dus, nu, și transportatorilor? Că acele teme, de fapt, erau temele pentru care Aur a pledat în Parlament, de la tribuna Parlamentului, prin legile pe care le-a depus, cerealele din Ucraina, accesul la portul Constanța, lipsa aderării noastre la spațiul Schengen, proasta negociere a PNRR-ului, asta s-a putut vedea cu ochiul liber și erau acolo oameni, inclusiv membrii Aur. Un alt episod contondent, să spunem așa, în spațiu public, a fost o întâlnire în Parlament a noastră cu doamna Șoșoacă, așa, care s-a lăsat cu niște cuvinte grele. Da. Regretați episodul ăla? Vă dați seama e că... demn de un Parlament european genul ăsta de... Nici discurs, de monolog, de confruntare. Nici de Parlamentul României, nici de Parlamentul European. Am văzut, în schimb, unele secvențe din, așa zis, democrații consolidate, vechi de sute de ani, în care parlamentarii își împart pumni. Secvențe regretabile și din partea mea, și din partea doamnei Șoșoacă, și din partea altor parlamentari. Dar să știți că nu sunt doar de la Aur sau de la USR, să știți că urlă unii de la PNL și de la PSD acolo mai tot timpul și în momentul în care
pățești cum pățim noi. De exemplu, noi nu mai avem voie cu consilierii parlamentari să intrăm în Parlament. Ni s-a tăiat internetul de la grupul parlamentar AUR. Ridici glasul. Ridici glasul pentru că nu mai e la îndemână vreo altă soluție. Tu ar trebui să te duci să aperi o parte din românii care ne-au votat. Tu așa bun, răi, cum sunt ei. Glasului, ok. Și eu mai am câteodată pusee în care am un timbru vocal poate mai mare decât... Dar de la a ridica glasul până a spune, nici nu știu, să le reproduc, scroafo, alea, nu-i cam mult, nu știu, zic și eu. În momentul în care... Adică în genul ăsta de derapaje... Genul ăsta de derapaje, știi, eu... Sunt crescut în Dristor. Am mers și la meciuri de fotbal. N-am fost șef de galerie, cum spun unii. Totodată am făcut și facultatea, masterul la stat, într-una dintre cele mai prestigioase instituții. Și știu să vorbesc și așa, și așa. În momentul în care vine cineva și se agită în fața ta și te jignește, îi răspunzi omului cu aceeași măsură. Știu să vorbesc și cu domnul președinte al Academiei, cu domnul Ioan Aurel Pop, știu să vorbesc și cu doamna Șoșoacă. Totuși, după episodul ăsta, e greu. Vorbeați mai devreme de o posibilă alianță cu partidele care n-au mai fost. Eu am o țintă, doamna Șoșoacă intră în Parlament. Pentru 2024 să reușim să guvernăm, să implementăm cât mai multe măsuri din programul de guvernare și să blochez acest pact de stabilitate PSD-PNL. O să fac orice, mai ales dacă ei încearcă să încalce Constituția, să încalce în timpul jocului regulile jocului, o să fac orice ca să blochez o viitoare majoritate. Orice înseamnă și pupat Piața Independenței cu doamna Șoșoacă? Orice. PSD-PNL-UDMR nu mai trebuie să aibă o majoritate parlamentară din 2024 încolo. Stop! Sunt de-a dreptul halucinante aceste planuri de stabilitate. Ei au vândut țara bucată cu bucată. Țara noastră față de multe alte țări este pe ultimul sau pe în ultimul loc la toți indicatorii. Am ajuns rușinea Europei și în continuare să ne conducă cei care ne-au condus făcând proteste împotriva extremismului. N-am mai văzut așa ceva. Puterea să protesteze împotriva opoziției. Este... Mă gândeam că în seara asta ziceți ceva la adresa doamnei Șoșoacă și o să trebuiască să o sunăm să îi dăm dreptul la replică. Dar dumneavoastră ați trimis cam mai de mult bezele, zic. Eu am o problemă cu această coaliție care îi duce paltonul lui Klaus Iohannis, cel care a trădat încrederea românilor. Eu am o problemă cu președintele Klaus Iohannis, cu regimul Klaus Iohannis, care s-a ridicat pe speranțele românilor care au ieșit la vot împotriva lui Liviu Dragnea și celor din PSD. Și practic a trădat Klaus Iohannis acel vot, punând PSD și PNL împreună. Te-a zis de domnul Simionca și acum mă sună în direct domnul Simionca. Alex, eu, o fi omul ceva, dar cred că nu știe cum funcționează televiziunea, că l-a pomenit mai devreme, domnul. Eu am o problemă. Poate cu... E secretarul general la aripa PMP, care nu e înregistrată legal la tribunal. Eu am o problemă cu Nicu și Marcel, cu felul acesta bonlav de a conduce România, cum a fost condusă în ultimii ani. În rest, uitați-vă și repet, la B1 sunt mulți oameni care nu agrează AUR printre telespectatori, alții agrează AUR. Uitați-vă la mine, prefer să-mi tai o mână și un picior înainte de a face alianță cu PSD și PNL. Au distrus această țară, au repetat acest USL și în 2012. De fapt, ei din 90 încoace sunt la putere. Sunt exact aceiași oameni și copiilor pe care i-am amintit pe parte dintre ei, care l-au omorât pe Ceaușescu și au pus mâna pe putere și conduc de atunci sub iluzia asta a democrației. Că e o iluzie. Nu am avut pluripartidism real, nu am avut șanse pentru o opoziție din afara sistemului în acești 33 de ani. Pe noi încearcă să ne portretizeze în fel și chip și pe greșelile noastre, nu zic nu, dar încearcă să ne facă inabordabili, încearcă să ne facă... Domnul Simion, haideți că vreau să mai trece timpul și mai avem câteva subiecte. Vreau să mergem un pic și până Europa, așa să vedem care e treaba și cu poziție, cu familia europeană, AUR și așa mai departe. Dar aveți în discurs de multe ori un discurs
hai să nu zic agresiv, dar mai contondent la adresa companiilor străine care au venit pe aici și care își fac lucruri. Nu toate, unele dintre ele. Exercițiu de imaginație, ați luat puterea mâine, sunteți la butoane. Ce o să le faceți elora? Că ele sunt blindate, companiile de contracte, de ferme, de angajamente, de legislație europeană. Nimic o să veniți și o să le zâmbiți cum le zâmbesc ăștia de dinainte, nu? Nimic altceva decât pățesc antreprenorii români, cărora le vin 60 de instituții ale statului în control. Ei folosesc diferite tertipuri, de exemplu, foarte frumos numită optimizare fiscală. Dar în momentul în care descoperi că acea companie care ne exploatează petrolul cumpără din Austria cu 6 euro sticla de apă minerală, asta de fapt este o fraudă. E foarte simplu ce avem de făcut cu cei care nu vor înțelege să plătească aici taxe și impozite. Toată adică lumea e organul statului îl ia la puricat. Adică să avem un stat, în primul și în primul rând. În momentul ăsta avem fel de fel de instituții. Păi și o să vă sune ambasadorul X, țării X, de retailerul Y și zice, alo, băi, și ambasadorul respectiv o să fie trimis în țara lui a doua zi. Cred că cineva trebuie să facă lucrul ăsta, după aia, dacă faci cu un ambasador, se potolesc ceilalți ambasadori. Hai că mergem în Europa acum. Instrumente media, sigur că au instrumente de presiune. O să fie o bătălie la... Mergem în Europa, dar uite că n-am cum să merg în Europa, că mă ține puțin pe acasă, pe aici, domnul Simionca. Trebuie să-i dăm dreptul la replică. Da, domnul Simionca, bună seara. Mă sunați pe mine, direct, la producător, că eu mai greu vorbesc. Vă ascultăm. Da, eu... Mie mi se pare că domnul Simion bate câmpii câteodată și bate așa. Eu n-am avut nicio discuție într-o contradictorie cu dumnealui, dar să iasă public, să spune niște neadevăruri despre mine, este un lucru rușinos chiar și la adresa dumnealui. Care sunt alea? Vă rog repede că nu, sunteți înainte de pub. Eu aș vrea să știu când m-am văzut ultima dată cu domnul Simion și când i-am cerut eu dumnealui locuri de parlamentar. Dar să fie sincer, că se uită o țară întreagă. Vă rog, la Bruxelles v-ați văzut cu mine în urmă așa, și v-am cerut eu locuri de parlamentar. Erați cu niște pastori neoprotestanți și n-am zis că mi-a cerut un loc de parlamentar, am zis că ne zgâriați sub ușă și că nu vă primim și nu o să vă primim, domnul Simion. Deci, domnul Simion, că a avut loc întâlnirea aia de care vorbea domnul Simion? V-ați întâlnit la Bruxelles sau unde a spus? Domnule, a fost la Bruxelles, la Parlamentul European, la Eugen Tomac, la președintele meu, și era acolo întâlnirea creștinilor, mic dejun cu rugăciune, de unde a participat mai mulți pastori din România și domnul Simion nici măcar nu a fost acolo la întâlnirea noastră. Ne-am văzut pe hol și m-a salutat și din respect am dat bună ziua. Dar exclus așa ceva. Deci vreau să ziceți că domnul Simion zgâria de fapt la ușă, era cu pastorii. Eu voiam să intru în PMP, un nerecunoscut. Nu m-am decis în care tabără. Dar mie nu plac minciunile astea și neadevărurile astea. Nu o să vă dea domnul Tomac afară din partid, că nu are partid, nu-i problemă. Auziți, lupta noastră cu domnul Tomac e una personală. Și eu nu am nicio discuție sau nicio argument la luptele noastre. Da, a spus multe minciuni, inclusiv aici. Domnul Simion, că mulțumesc, fiind o referire pasageră la dumneavoastră, v-am dat ocazia. Am înțeles, deci nu ați cerut un loc de parlamentar, europarlamentar sau ce ați cerut. A spus omul, mulțumesc încă o dată. Haideți să mergem puțin, Alex, să-mi ții și mie, te rog, 5 minute după pub, că am un test fulger cu domnul Simion. Ăla de-l făceam noi pe vremuri, dar până atunci am așa, citez. Sunt Victor Orban al României. Fides este model pentru noi. Știți cine spune asta în 2021? George Simion în Italia, da? Nu chiar cu aceste cuvinte, așa a ieșit în articol, dar din multe puncte de vedere, Victor Orban și Fidesu sunt un model. Nu din toate. De exemplu, unde este linia roșie și unde încep divergențele, la pretențiile teritoriale și la acțiunile provocatoare din Ardeal. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat în Ungaria, uitați-vă că președintele Ungariei, Catalin Novak, și-a dat demisia. Când o să-l vedem pe Klaus Iohannis pentru cazul azilelor de bătrâni de la voluntari și pentru sute de alte cazuri că își dă demisia? Că la noi sunt pedofili care sunt... În tot înainte de pub, rapid, așa, cu familia noastră europeană, cu cine veți merge în Parlament? O să trimiteți niște europarlamentari? Vreți, nu vreți? Cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, cu domnul Iaroslav Kaczynski, cu care o să am o întâlnire vineri în Varșovia, cu acei conservatori eurorealiști care nu-și doresc ceea ce își dorește doamna Ursula von der Leyen și nu-și doresc
Pactul Verde, nu-și doresc lucruri care pun efectiv popoarele Europei în genunchi. Deci nu vă vedem în familia lui Renew, lui ăsta pe acolo sau cu ce familie? Nu, Renew are alte priorități, USR-ul e în familia Renew. Noi suntem pentru o familie formată dintre un bărbat și o femeie. Deci cu pentru... socialiștii europeni? Cu cine sunt? Nu. Socialiștii europeni au aceste priorități, de fapt aceleași priorități ca și Renew. Tot acest plan globalist de a transforma și de a nivela conștiințele, de fapt, este o doctrină neomarxistă. Ce n-a reușit Lenin cu proiectul lui... Deci e clar, cu PP-ul vă lipiți acum. În zona aceea, da. Am înțeles. Și uite, rapid, până la... Că acum chiar o să vină pauza. Episodul cu Papa, până la urmă, v-ați dus pe acolo, unii au zis că v-ați dat mega invitat, dar de fapt ați intrat cu un cor de copii, de colinde... Pe sub ușii, ați gâriat pe sub ușii a papei? Nu m-am dat, da, nu m-am dat nici mega invitat. Înțeleg că a luat o razna Cristian Tudor Popescu și supărat. Am fost la concertul de colinde de sărbători cu un grup de români, cu românii din Italia, care mi-au transmis invitația la aceste audiențe, care se cheamă audiențe private. Nu m-am lăudat, eu am fost la un eveniment politic acolo, la Congresul Fratelli d'Italia, unde m-am văzut cu doamna Giorgia Meloni și chiar am spus în discursul meu că fusese și Edi Rama mai devreme, înainte să vorbesc eu pe scenă, și a zis Edi Rama că sanctitatea sa este cel mai mare lider politic al stângii din Europa. Și am zis, uitați, m-am văzut cu, și cu cel mai mare lider al stângii din Europa în momentul ăsta și cu cel mai mare lider al dreptei din Europa, cu premierul Giorgia Meloni. Da, bun, ideea a fost că totul a pornit de la un text postat pe Facebook de dumneavoastră în care ați folosit termenul audiență privată. Audiență privată, așa noi înțelegem pe... altfel. Sigur, așa este formula de invitație pe care am primit-o din partea Asociației Românilor din Italia și la lui Eugen Terteleac. Nu el a dat acea invitație, ci Vaticanul. Ați dat-o cu mantă, așa, cu un pic, cu, mai ca la galerie, acum, unii mai au vrut teren. Să înțeleagă ce, doar numai, eu mă regăsesc mai mult, sunt creștin ortodox, mă regăsesc mai mult în zona aceasta tradițională, nu în ce face de multe ori Vaticanul în anii aceștia. Eu nu dau cu manta, eu zic, pe bune, trebuie să iau un pic de publicitate, n-am ce face, scurtă, dar după aia am un test fulger pentru George Simion, 9 întrebări, nu 10, că atât s-a putut, și cât îi mai rămâne timp, restul mai discutăm. Scurtă, foarte scurtă, pauză și revenim. Gata, oameni buni, ultima repriză cu președintele AUR, George Simion, aici la Selectiv. I-am promis domnului Simion și dumneavoastră în același mod un set de întrebări fulger, cum le numeam noi pe vremuri. N-am mai făcut de mult nici cu politicieni invitați, nici cu alții invitați. Hai că n-am făcut 10, am făcut 9, că n-am mai pus-o pe a 10-a. 10 mai avem 5 minute de toată emisiunea. Terminăm mai repede, mai vorbim altele. Dacă nu răspund, da. Este Vladimir Putin un criminal de război? Da. Dacă ajungeți președintele României, veți schimba șefii principalilor servicii de informații? Da. Apreciați că mișcarea legionară a fost una bună sau nocivă pentru România? A fost una nocivă, din multe puncte de vedere. Intenționați să faceți din botezul copilului dumneavoastră ce urmează să se nască un eveniment la fel nu. Cu aceeași anvergură, ați intuit, ca nunta? Nu. Nu. Dacă veți lua la parlamentare un scor mare și pentru majoritatea veți avea nevoie de un 5-6% ca să ajungeți la acel 51 de care vorbeam, pe cine ați coopta? Pe SOS România sau pe UDMR? Pe SOS. Pe SOS. Există un prag electoral care vă va putea face să recunoașteți eșecul dumneavoastră din postură de conducător al acestui partid și care ar fi acel prag? Faptul că nu reușim să luăm un scor mai mare decât am avut în 2020 ar fi un eșec, într-adevăr. În rest, vreau să blochez, i-am propus ca țintă minimă, să blochez majoritate pentru PSD, PNL, UDMR. Deci ca să întărim aici, vă mai dau eu timp să zicem așa, dacă nu veți lua să spunem un 9 sau 10%, înseamnă că e eșecul noastră personal și ar trebui sigur să plecați acasă. Da, vă dați seama că da, absolut. Trebuie să existe asumare. Biden sau Trump pentru America în nou mandat? Cu siguranță Trump. E singurul lucid dintre cei doi. Exercițiu de imaginație. Ați luat mâine puterea, sunteți la butoanele absolute. Guvernare, prezidenție, ce vreți dumneavoastră. Cine și de ce ar trebui să facă pușcărie din momentul ăla?
pentru ce s-a întâmplat în țara asta? Toți cei care au folosit banii țării și banii pe care România i-a avea peste hotare, continuând cu cei care au distrus economia românească și au înstrăinat resursele naționale, dar nu asta voi face primul lucru, ci voi propune un pact și un moment zero în care să privim către viitor, că de rele, de trecut, de furăciuni ne-am săturat. Există în România stat paralel? Există cu siguranță o influență mult prea mare a serviciilor de informații sub diferite forme în deciziile politice și în viața economică și în opinia publică românească. Deci da, categoric că există. Bun. Mai avem exact un minut, vi-l las dumneavoastră, ca să nu ziceți că nu vă las vorbi și despre ce vreți. Un minut pe ceas. Mulțumesc de generozitate, mulțumesc de invitație. Vreau să mă mai invitați, dacă când nu sunteți dumneavoastră, poate colegi de ei dumneavoastră. Sunt dispus să vorbesc, sunt dispus să stau la masă, sunt dispus să explic. Nu iubesc pe ruși, am o problemă cu ucrainienii că sunt tot un fel de ruși, nu vreau să tai capete, nu vreau să interzic avorturile în România și multe alte minciuni care s-au spus în spațiu public. Vorbiți cu noi, pentru că buni răi am știut să facem opoziție. Un singur comentariu, până acum, de multe ori în intervențiile de pe online ați spus că televiziunile sunt rele, toxice, nocive. Acum mi-ați spus că doriți să vă mai invit, eu vă invit cu drag. Da. Eu, mulți dintre colegii dumneavoastră și de la această televiziune și de la multe alte televiziuni răspândesc unele lucruri dumneavoastră, inclusiv domnului de mai devreme i-ați dat drept la replică și vă felicit pentru asta. Asta ar trebui să fie normal, dar în momentul în care auzi și de la începutul anului chiar am făcut o cronologie cu toate minciunile care s-au spus, am pus-o pe site-ul meu, pe georgesimion.ro, pe saturi, nici nu-ți vine să... Dar de ce ați avut atât de puțini oameni la protest? Pentru că n-am avut puțini oameni. Dar de ce pleacă 15 organizații AUR din Mehedinți? Pentru că nu pleacă 15 organizații din Mehedinți. Dar sunteți un proiect al PSD-ului. Nu o să fac niciodată alianță cu PSD-ul. Mulțumesc, domnule Simion, minutul nostru a expirat și emisiunea noastră, partea a doua, se încheie aici. Scurtă, foarte scurtă pauză de publicitate și avem partea a treia. Stați să vedeți cu TikTok-ul, v-am promis să vedeți acolo ce avem. Până atunci, un scandal care pleacă din sport și explodează la ușa lui Marcel Ciolacu. Nu mă credeți? Imediat vă explic.